La ședința de astăzi a Consiliului Județean, directorul APA Prod, Victor Arion, a fost chemat la raport în fața aleșilor județeni, unde a încercat să justifice situația denumită generic criza apei. Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Adrian David, este hotărât să nu treacă cu vederea incidentul neplăcut, în urma căruia locuitorii din 11 localități din centrul județului, printre care și Deva, au rămas fără apă la robinete timp de o zi, fără să fie anunțați de către operatorul regional APA Prod. Ba mai mult, până când s-a asistat furnizarea apei la robinetele hunedorenilor a curs apă nepotabilă, motiv de panică în rândul populației. Corpul de control al președintelui Consiliului Județean a început deja o anchetă, iar vinovații nu vor plăti doar cu funcțiile, anunță Adrian David. Mulțumit de raportul APA Prod? Voi fi mulțumit atunci când vom avea și concluziile corpului de control pe care l-am trimis acolo să verifice care este starea de fapt. Și voi fi mulțumit atunci când cei care sunt, care au greșit, care sunt vinovați de ce s-a întâmplat vineri, vor fi trași la răspundere. Vinovații vor suporta din propriile buzunare inclusiv amenda în valoare de 20.000 de lei aplicată operatorului regional de apă de către Direcția de Sănătate Publică a județului Hunedoara. Nu mi se pare firesc că atunci când o societate comercială, în cazul nostru operatorul regional, primește o amendă pentru că a greșit, această amendă să fie suportată din banii hunedorenilor. Fie că vorbim de plata facturilor, fie că vorbim de orice altceva, sunt tot banii hunedorenilor și ei nu au greșit cu nimic ca să primească sau din banii lor, în loc să se folosească pentru investiții sau pentru alte reparații, sunt folosiți pentru plata unor amenzi care sunt imputabile unor angajați. Cei care sunt, așa cum spuneam, cei care au greșit, vor plăti și amenda, vor plăti și cu funcțiile, vă asigur eu că nu e doar o poveste ceea ce vă spun acum. Potrivit președintelui Adrian David, raportul corpului de control va fi făcut public în cel mai scurt timp.